Pe drumul județean ce leagă localitatea Potigrafu de Șirna, de Cucărăștii Colți și de celelalte comune, presărat în partea de sud-vest a județului Prahova, este de știut că mănăstirea Pisiota apare brusc, după o curbă, la intrarea în satul Poienarii Burchii. În 1993, în poarta mănăstirii, părăsite de atâta amar de vreme, s-au oprit trei călugărițe. Veneau de la Ghighiu și erau hotărâte să reînvie strălucirea ctitoriei lui Nicolae Pisiota. Mănăstirea Pisiota a fost sfințită în data de 8 septembrie 1928. Ctitorii acestui locaș au fost inginerul Nicolae Pisiota și soția sa Zoe. În arhitectura bisericii mănăstirii se regăsesc stilul renașterii italiene, elemente bizantine specifice bisericilor românești, dar și linii care amintesc de sobrietatea unei biserici anglicane. Bine ați venit la mănăstirea noastră, mănăstirea Pisiota. Este construită între anii 1928-1929 de către omul de aleasă cultură, inginerul Nicolae Pisiota. Și de aici vine numele mănăstirii. Inginerul Nicolae Pisiota a fost de neam macedonean, născut în Grecia și stabilit în Muntenia. Și fiindcă dispunea de o avere, a permis construirea acestui sfânt locaș. Din 1928 până în 1948 a fost mănăstire de călugări. Iar în 1948, patriarhul Justinian Marina a transformat în mănăstire de maici, timp care a existat până în 1962, când a fost desfințată în timpul regimului comunist. Mănăstirea a fost închisă 31 de ani, în 93 s-a redeschis. Istoria mănăstirii Pisiota a fost destul de agitată. În primele două decenii ale existenței sale a fost mănăstire de călugări. În 1948, patriarhul Justinian Marina a transformat-o în mănăstire de maici. În 1962, mănăstirea Pisiota a fost desființată, iar maicile s-au risipit care încotro. Locașul a avut mult de suferit. Biserica s-a degradat, iar clădirile din jur s-au năruit. Interiorul bisericii este de o frumusețe deosebită. Frescele, impresionante prin seninătatea chipurilor și prin prospețimea culorilor, au fost pictate de Costin Petrescu, același artist care a realizat și frescele Ateneului Român, și de ucenicul său, Gheorghe Eftimiu. Peteasma este făcută din lemn de trandafir și de cireș, iar mobilierul a fost sculptat de Angel Dima, cel care, între altele, a realizat și statuia lui Mihai Eminescu din fața Ateneului. Interiorul bisericii este dominat de icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni. Icoana a fost pictată de Gheorghe Eftimiu și este de o frumusețe tulburătoare. Icoana Maicii Domnului care se găsește în biserică, icoana făcătoare de minuni. Din 1996 a izvorât mir din icoana Maicii Domnului și de atunci vedem și acum adeseori mir izvorând din icoană. Evlavia credincioșilor și rugăciunile lor le aduce mare
mulțumire și vin și mulțumesc Maicii Domnului pentru ajutorul primit. Trebuie să ne rugăm cu credință, că atunci orice icoană este făcătoare de minuni, dacă ne rugăm cu credință și cu evlavie. Hramul mănăstirii este 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului. Și a doilea hram, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, s-a pus cel de-al doilea hram când s-a repictat biserica în anul 2002. Pictura este realizată de Costrin Petrescu în anul 1928 și ucenicul acestuia, Gheorghe Eftimiu. Portretele ctitorilor sunt în pronaosul bisericii și a patriarhilor Miron, Cristea și Justinian Marina sunt realizate de către pictorul Vasile Rudeanu în 1956. Catapeteasma este sculptată în lemn de trandafir și de cireș adus din Grecia. Icoanele toate sunt din argint masiv și candelele din interiorul bisericii. Marmura este marmură roșie de Carrara, iar sub fundația bisericii își găsesc somnul de veci ctitorii acestei sfinte mănăstiri și familiile acestora. O altă comoară a mănăstirii Pisiota este oraclă în care se află părticele din moaștele Sfântului Mucenic Trifon, ale Sfântului Teodor Stratilat, ale Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, ale Sfântului Ioachim de la Vadoped, ale cuvioșilor ucenici în Sinai și Rait și ale unui sfânt cuvios necunoscut. Racla este așezată în partea dreaptă a naosului. Pe partea cealaltă, într-o raclă asemănătoare, se află un odor de preț, acoperământul din veșmântul cuvioasei Parascheva, dăruit mănăstirii Pisiota de prea fericitul părinte patriarh Daniel, pe vremea când era mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În mănăstirea noastră avem o raclă cu veșmântul cuvioasei Parascheva de la Iași și încă o raclă cu mai multe sfinte moaște, Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir, Sfântul Trifon, Sfinții uciși în Sinai și Rait, un sfânt necunoscut și Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir. Foarte mulți care spun că Maica Domnului le-a împlinit fie boală, fie dobândirea de prunci și alte rugăminți care a cerut Maicii Domnului.